lege. Mă rog. Bucuros după această calificare, domnule Iuriță. Normal că sunt bucuros de toate că a fost o calificare foarte grea. Am mai spus-o, felicit Universitatea Cluj pentru jocul prestat. Atitudinea de felicit pe Adi, pe Fadu, un antrenor foarte bun. Important e calificarea. Un mare ghinion la 11 metri, nu? Știm cu toții o loterie, dar încă o dată. Am avut noi noroc în data asta. Emoții, atunci ai emoții, trebuie înțeles și jucătorii au emoții. Nu e ușor să bat 11 metri, mai ales în cupă, când mergi mai departe. Emoții, trebuie înțeles și. E normal și joci cu echipa de divizia, știm cu toții, te motivezi, dar asta au făcut și ei, dar încă au jucat bine. Pentru că nu e echipa de liga, dar acești jucători are părerea mea de echipă de mijlocul clasamentului, pentru că sunt la liga a doua, asta e de vreo și au acest suport minunat, care i-au vins de la spate și azi, nu știu, 10-10 mii, e super să joci cu suport în asta. De rândul cum a fost? Greu, am văzut cu toții, e practicat, e păcat, la 6 stadion, la 6 corpe, de ele făcut și gazonul, odată și mai. Ați scăpat de un mai aveți încă 3? Păi mai am 3 jocuri, avem 3 jocuri până în campionat, da? În cupă, nu mai avem, am 3 jocuri în campionat pe care trebuie să le câștigăm. Asta e. Play-off-ul la Dinamo.